Viorica este o timișoreancă a cărei poveste pare scenariu de film. A terminat facultatea de mecanică de la Politehnica din Timișoara, a luat nota 8 la licență, totul în timp ce lucra ca femeie de serviciu, tot în Timișoara. Ea este însă femeie de serviciu la Facultatea de Muzică din Timișoara, în timp ce politicieni cu lucrări de licență plagiate au funcții înalte și câștigă mii de lei pe lună. Viorica a avut ambiția de a învăța carte, mai departe de a ști să scrie și să citească. După ce termină de dat cu mătura pe scările sediului, mergea acasă și studia. S-a înscris și la master și a obținut diploma în sisteme robotice cu inteligență artificială. În fișa postului, ca femeie de serviciu nu erau cerințe privind matematică sau fizică, materii la care Viorica a excelat întotdeauna. S-a înscris la facultate din pasiune și nu s-a rușinat niciodată înainte să intre în sala de curs, curăța toaleta și spăla pe jos. Viorica spune că s-a apucat de facultate din pasiune. A pus multă pasiune și s-a implicat cu energie și entuziasm alături de colegii ei pentru lucrările de specializare. A beneficiat de susținerea necondiționată a șefilor și a colegilor în perioada studenției și a reușit ceea ce puțin izbutesc, mai ales la vârsta ei. Șefa ei spune că femeia nu și-a neglijat cu nimic obligațiile în perioada studenției, ba mai mult, reușea să jongleze perfect cu programul. Dacă pleca 2 ore la un curs sau la un examen, recupera după program. Uneori se întâmpla să vină și sâmbătă la lucru pentru ca să recupereze orele pierdute la cursuri, a declarat Steliana, superiorul acesteia. Am hotărât relativ târziu în legătură cu tema lucrării de licență. Ceilalți colegi își aleseseră deja profesorul și automat tema de licență. Eu am fost repartizată la cine a mai rămas, așa m-am ales cu tema lucrării mele, relatează mesajul.ro.